Ziua, mă numesc Liviu, astăzi vă prezint un motocultor luat acum recent de Cadeo. Este luat de pe EMAG, are 13 cai putere, a fost luat cu sculele aferente, roți, are roți de cauciuc cu manicoți, roți metalice cu manicoți, are plug, aici are arița. Și aici am montat frezele. Uitați, partea dreaptă și partea stângă. Acum am montat apărătorile, băgat benzină, l-am pornit odată și acum urmează să îi fac rodajul. Am băgat în el ulei, în motor intră 1,1 litri, iar în grup 2,4 litri. Vă sfătuiesc să nu băgați mai mult de maxim 2,5 litri pentru că o să vi-l arunce afară. Este un motocultor foarte puternic, iar după ce o să-i fac rodajul o să-l băgăm la frezat. L-am luat cu 3500 de roni cu toate utilajele. Și îl recomand și altora. Se mai poate pune la el cositoare care se adaptează la, aici se desface priza de putere, se poate pune și remorcă, tractează până la o tonă. Are două viteze în față și mersul înapoi. Oprirea de urgență se face la buton. Ăsta este ambreiajul. Are filtru de ulei, are filtru de aer cu ulei, deci o durată de viață mai mare a motorului. O să vi-l mai prezint, așa culoarea lui este roșu. Ăsta e rezervorul de benzină. O să-i facem și o pornire să-l auziți, iar după rodaj, după ce o să schimb uleiul, o să-l băgăm la frezat și o să revin cu o filmare. Acum îl pornim. Este de 13 cai putere, este foarte puternic. Frezele sunt foarte solide și mari, uitați aici. O să revin cu o filmare când îl bag în lucru. Dacă v-a plăcut, dați like și abonați-vă.